Din nou la ziua de lucru, 8 și 48 de minute în continuare, sărbătorita zilei, Gabi Sabo alături de noi. Gabi, astăzi începe postul Crăciunului. Cum e cu alimentația, cu dietele la sportivi? Se țin cont de aceste lucruri? Categorii. De asta este și medic la loturile naționale, unde în funcție și de antrenamente asta nu zicem se prepară, dar se organizează meniul în așa fel încât sportivului să fie bine. Adică, ce înseamnă asta? Mai puține cărnuri? Este adevărat acest lucru? Păi nu, orice sportiv are nevoie de proteina animală și atunci este foarte importantă în alimentația unui sportiv. Dar depinde de fiecare sportiv în parte. Deci este o muncă destul de dificilă a lucra cu omul și în special cu sportivul. În așa fel încât pe masă să fie meniu adecvat efortului pe care el l-a practicat în ziua respectivă. Ei, pentru acest subiect am invitat alături de noi pe doamna Patricia Pop, expert gastronomic. Bună dimineața, mulțumim pentru prezență. Bună dimineața și la mulți ani, Gabi Sabo. Mulțumesc! Tot ce îți dorești să se împlinească de acum încolo. Mulțumesc! Ce alimente putem mânca, ce alimente nu putem mânca? Da, este adevărat. De mâine, de pe data de 15 noiembrie până pe 20... de mâine, nu de azi. De mâine. De mâine, da, de pe 15 noiembrie până pe 24 decembrie suntem în postul Crăciunului, postul nașterii Domnului, îi se mai spune și postul Bucuriei. Este un post care se ține foarte ușor sau mult mai ușor decât celelalte posturi pentru că există multe zile cu dezlegare la pește. Credincioșii pot mânca pește în zilele de sărbătoare, dar și în zilele din weekend, sâmbăta, duminica, așa că e mult mai ușor. Dar pentru cei care vor să țină acest post, concret, ce nu avem voie să mâncăm? Carne? Nu avem voie să mâncăm carne, nu avem voie să mâncăm produse lactate și ouă, deci tot ceea ce provine de la animale. Acum, există o regulă de bază pe care trebuie să o respectăm atunci când renunțăm la aceste alimente. Renunțăm la proteinele animale, dar trebuie să suplimentăm cu proteine vegetale. În sensul ăsta, nu ar trebui să ne lipsească fasolea, boabe, năutul, lintea și celelalte alimente care ne pot aduce proteine. Ciuperci, iarăși, o sursă importantă, alune, castane, spanac, mazăre, la fel de bune și adecvate în perioada aceasta. Ne aflăm spre sfârșitul anului, se presupune că avem cămările pline cu alimente și conserve de la gemuri și dulcețuri până la murături și alte legume conservate. Ar trebui să ne fie ușor. Acum, sunt două lucruri de care eu personal țin cont în această perioadă. Este vorba de condimente care dau aroma preparatelor. Bine, indiferent de ce condimente folosim, nu o să aibă fasolea gust de friptură. Ei, uite, dacă tot vorbim de fasole, ciorba aceea tradițională care ne place nouă românilor, dacă are leuștean, poate să fie la fel de gustoasă ca și cea cu ciolan. La fel, mâncarea de fasole, boabe, dacă are mărar și cimbru, e foarte gustoasă. Uh-huh. Da? Deci vorbim de condimente de care trebuie să ținem cont în această perioadă, condimente și plante aromatice, dar și de aspectul mâncării în farfurie. Pentru că un terț de legume aruncat într-o farfurie nu surâde nimănui, dar niște tartine cu humus, să spunem, care este o salată foarte cunoscută și apreciată de arabi, spre exemplu. Se spune în gastronomie că pe lângă gust este foarte important și felul cum arată farfuria. Este la fel de important. Cele mai bune restaurante din lume și din țară au un departament specializat numai pentru ornarea farfurilor care ajung pe masa clienților. Așa este și cu asta vând preparatul respectiv. Avem la dispoziție foarte multe legume, o gamă variată de la legumele rădăcinoase, da, care ne ajută în perioada aceasta, ciuperci, avocado, iarăși este un fruct minunat care... Cum facem, nu mai avem foarte mult timp, cum facem dulciurile, prăjiturile? Le înlocuim cu laptele de soia și aici există un cadru foarte larg de rețete de post. Oamenii le știu, pot să și le ia și de pe internet. Există și cărți specializate în domeniul ăsta.
Ce este important este să nu apelăm la alimentele cu aditiv, la margarine, tot ce înseamnă grăsimi hidrogenate, nu, nu. Tot ce este ambalat și are în, pe etichetă o listă lungă, lungă, lungă de ingrediente, asta ar trebui să ne dea de gândit, nu este bine. Mulțumim și să ne orientăm către puțin și bun. Mulțumim pentru aceste ponturi, Patricia Pop. Gabi, ți s-a întâmplat vreodată în carieră ca înainte de o mare competiție să fii nevoită să ții post? Acum trebuie să recunosc că n-am ținut niciodată post. Nici eu. Da. Dar ți se facă poftă de un dulce înainte de competiție? Da, și noi mâncăm dulce, este sursă de energie. Și ciocolata neagră, ciocolata simplă cu lapte, da, o consumăm. Și înainte de antrenament, și înainte de competiție. A, deci este... Sau chiar mierea. Da. Bine, mierea este considerat un aliment... Da, este sursă de energie și orice sportiv are nevoie de sursă de energie și de glucide în special, mai ales după antrenamentele de anduranță. Rezervele energetice le faci dacă consumi imediat dulce. Lucrurile astea se învață și după sport trebuie să mănânci, nu puțin dulce. Și pentru un om simplu, că cer organismul. Indiferent că stăm la dietă sau nu, trebuie să fim foarte atenți. De aceea întotdeauna spun că sportul trebuie să meargă mână în mână cu rețetele astea minune, da? Și că trebuie să ascultăm foarte clar de medicul nutriționist, care știe foarte clar, în funcție de profilul tău, de tipul tău de persoană, ce alimente ți se potrivesc, ce alimente ți se potrivesc mai puțin sau care trebuie să le elimini definitiv din alimentația ta. Ce înseamnă echipa sau ce însemna echipa din spatele tău, că am adus vorba de nutriționist? Cine era alcătuită? Antrenor? Nutriționist? Aveam sparingul, care era la fel de important ca și antrenorul, pentru că el era omul care mie îmi impunea ritmul în antrenament. Hai să nu spunem iepure, sparing, da? Colegul de antrenament care, de fapt, munca grea, el o ducea, că el trebuia să susțină ritmul în antrenament, el trebuia să aibă grijă în așa fel încât eu să dau randament fie la antrenament, fie în competiție. Era fizioterapistul care era alături de noi de fiecare dată și cel mai important, de asemenea, medicul lotului care imediat intervenea, eram consultați în timpul antrenamentului, în timpul efortului, știa foarte clar, adică comunica foarte bine cu antrenorul și spunea, vedeți că deja este la limită, opriți antrenamentul sau lucrați prea încet, deja trebuie să dați drumul adică trebuie să măriți intensitatea sau volumul de pregătire. Deci sunt oameni cheie în antrenament care nu se văd și mai ales în sporturile individuale. Scurtă pauză de publicitate după care revenim în studio.